Salut, eu sunt Fabi și bine ai venit pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să facem un video cu cel mai mare burger din București, sau așa am găsit eu pe net. Avem un burger de 1 kg, luat de la Casual Pub. Spune acolo că au aproximativ 1 kg, probabil cu tot cu cartofi. Veți vedea imediat despre ce este vorba. Mie mi-este destul de foame, este ora 12. Am avut destul de multă treabă pe acasă și de-abia acum am reușit să-mi filmez acest vlog. Vreau mai devreme, dar nu s-a putut. Așa se prezintă. De la Casual Pub, nu este reclamă. Cred că sunt bun. O porție de cartofi. Încă o porție de cartofi, cum am înțeles. Și avem așa burger Big Boy cu cartofi. Ok, un burger, nu se vede, îndreptăm ăsta imediat. Nu știu dacă se vede, se vede. Un burger de 1 kg este 35 de lei, mi s-a părut. Ok, mamă cât de mare. Am văzut niște poze, să le pun imediat pe lângă, să le vede. Ăsta cred că e mai curt de la față. Facem imediat și plating-ul. Deci 35 de lei de la Casual Pub. Sper să fie bun. Astea sunt cartofii, o porție. Hai să punem pe asta mare, a? Sau mâncăm pe asta mică. Oricum, îl desfacem amândouă să vedem despre ce este vorba, dar e chiar mare. Mă, și ce fac? Mă duc să aduc în dar, dacă tot am ajuns. Adică, hai să vă prezint. Așa arată. E mare. Mă întorc cu cântarul. Am adus și cântarul. Hai să vedem cum începe. Până la 5 kg. Ton. I-am dat ton. Haideți să vedeți. E fix cât burgerul, are 625, aș vrea să nu scap burgerul, dacă se vede, oricum, vă zic eu, are 625 de grame, e destul de mare, plus cartofi, cred că, bă, ia să-i uitați, spune și o porție de cartofi, cu 250, de acolo, burgerul de grame. Scoatem ăsta din PSI. Ăsta e plating-ul. Am luat doi, nu știu cum sunt. Haideți să-l facem pe ăsta mai artistic. Îl punem pe aici. Burgerul vesel mărte, da? Să-l facem mai în cadru. Dăm drumul și la GoPro. Așa, și să ne apucăm să mâncăm alea, am luat doi, nu știu să fiu sigur, dacă scapă vreunul, mamă. Mie chiar mi s-a făcut foame. O să ne-au cățit și totuși, dacă nu vreau să sau. Bă, dar nu, niște sosuri, imediat vin cu sosurile. Am aici preferatul meu, sosul Samurai, de la Mega Image, e cel mai cel. Ia să vedem.
e imens. Oricum, nu o să mănânc de tot, sau cred că o să mănânc de tot, bine. Nu știu pe care l-am mâncat. Trebuia să fie diferit. Și vreau să vă arăt exact ce conține acest burger. Avem așa. Chifteaua de carne de văpuță, niște bacon, brânză, un sos, salată, roșii, exact ce trebuie să conțină și e chiar bun. Chiar dacă l-am mâncat cu... Stați așa. L-am luat la ora 7 și ora 12. Cu 5 ore întârziere, e destul de ok. Deja simt că nu mai pot. Mamă, cât de mare a fost, adică chiar și pentru mine a fost destul de mare. Dar în acest timp chiar bun, adică chiar îl recomand. O să mi-am putut și o făculiță, imediat. Nu de alta, dar o să mă fac varză pe mine, oricum deja sunt îndulată și imediat. Mă duc să-mi fac papă, mă întorc. Chiar a fost bun. Păi, ce să zic, dacă aveți chef de un burger de 900 și ceva de grame, oricum e destul de mare, vedeți aici. În prim plan, o să urc imaginea asta la voi acolo. Da, puteți să-i căutați pe cei de la Casual Pub. Îi găsiți pe Facebook sau pe Google. A fost bun, a fost mare, a fost delicios. Chiar n-am ce să reproșez decât că l-am mâncat prea târziu. L-am văzut că am avut foarte multe treabă acasă și... Mai zi mi-am rezolvat treaba și asta m-am apucat de video, dar da, cam ăsta a fost video, cam ăsta a fost hamburgerul, ăsta a fost, ăsta va fi, azi nu mai mănânc, adică deja am mâncat pe ăsta. Sper că v-a plăcut video, mai aștept idei de la voi în comentarii, eu mai am câteva, dar na, vreau să încep pe cele mai mari, ăsta s-a întâmplat să-l și mănânc pentru că chiar a fost bun și am putut să-l mănânc, dar na, aștept să dați și butonul acela de like dacă v-a plăcut. Cel puțin dacă v-a plăcut cum arată și plating-ul, da, și de mine. Eu am fost Fabi, vă stai sper. Ceau, bye! Salut, eu sunt Fabi și bine ai venit pe canalul meu. Stați un pic să-mi dau jos chestiile care sună sau nu.